Cupa Chindia a însemnat 10 de meciuri de fotbal disputate la complexul turistic de natație pe parcursul a 3 săptămâni. Au participat 32 de echipe de elevi de la licee, școli gimnaziale și școli primare. Ultimele finale au avut loc joi 18 mai. Tot atunci a avut loc și festivitatea de premiere. Felicitări tuturor participanților, felicitări celor care au câștigat, dar și celor care în general au participat și să aibă speranța că la anul poate lucrurile se vor schimba și poate cei care sunt acum pe locul 4, 3, 2 vor ajunge pe locul 1. Vreau să spun că această competiție este numai la prima ediție. Noi vrem să organizăm această competiție de acum înainte în fiecare an și de ce nu să realizăm și alte concursuri dedicate elevilor și nu numai. Campionii au fost premiați de către oficialități în frunte cu primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, care i-a felicitat pe fiecare în parte. Cupa Chindia la clasele 1-4 a fost obținută de școala Ioan Alexandru Brătescu Voinești, iar la clasele 5-8 școala Smaranda Gheorghiu. De asemenea, toți participanții au fost felicitați, au primit mingi și diplome și au fost asigurați că vor avea ocazia să-și ia revanșa anul viitor. Competiția sportivă Cupa Chindia a fost organizată de către primăria municipiului Târgoviște și complexul turistic de natație. Finalele mari la clasele 1-4 și la clasele 5-8 au fost înregistrate și vor fi transmise în curând la Columna TV.